Salut, eu sunt Santor, iar acesta este World of Metin 2, un server internațional foarte, foarte tare, foarte bine pus la punct, care are un client excelent în sensul că nu veți putea folosi niciun fel de hack, deci experiența de joc este mult mai bună decât chiar decât oficialele noastre, care, după cum știți, sunt pline de hackeri și să joci acolo a devenit foarte enervant pentru că practic nu mai este ce a fost la început. Așa că vreau să vă prezint acest server foarte, foarte tare. Vă invit să jucați pe el pentru că și eu voi juca de acum. M-am apucat de Metin, da. Am mai jucat Metin, nu cred că mulți dintre voi știați sau cred că nimeni nu știa. Acum 3 ani jucam Metin destul de mult. Am jucat o perioadă foarte multă Metin. Am avut și un server la un moment dat, dar l-am închis din cauza unor probleme. Dar să revenim la server, o să vi-l prezint și tot ce trebuie. Acum am făcut level 8 doar la câini, sunt rate 150%. Bine, variază, depinde, eventuri se fac foarte des. Am să vă las linkul de la site în descriere, unde veți putea găsi toate detaliile de care aveți nevoie. Și da, fiecare rasă are câte 6 skill-uri, altă modificare făcută în client cât și pe server. Și de asemenea avem un sistem foarte tare de misiuni, o să vi-l arăt imediat. Acum nu am misiuni decât de level up și event quest, se pare. De asemenea și acesta, The Education. Alegeți voi care să le faceți. Serverul este în engleză, dar are și mai multe limbi. Are suport pentru foarte multe limbi, în curând și româna cred că o să fie în client. Dacă nu este deja, însă nu știu cât de bună e momentan, dar se va îmbunătăți cu siguranță. Și da, v-aș ruga tare mult să apăsați pe butonul de like pentru că mi-arată cât de mult mă susțineți, mi-arată cât de mult sunteți alături de mine orice aș face. Și de asemenea voi vedea în funcție de feedback-ul la videoclipul ăsta și la videoclipul de la extragerea ultimului giveaway dacă merită să fac acel giveaway cu CSGO. Deci apăsați pe butonul de like dacă vreți asta. Și da, haideți să vorbim mai mult despre server. Ok, am ales skill-urile pe Stealth Combat. Voi fi ninja pe server. Probabil voi schimba regatul, vom merge la galben, dar vedem asta pe parcursul seriei, pentru că vreau să fac o serie pe serverul ăsta. Aștept și sfaturi de la voi, dacă vreți sau dacă vreți să jucați împreună cu mine. Vă aștept pe server, puteți să mă adăugați la prieteni, vorbim când sunt online și jucăm împreună. Să vedem și skill-urile. Avem 6 skill-uri, cum am spus. Cele primele 5 sunt cele ca pe oficial, iar aceasta este în plus. Swift Charge. Vom merge să vedem și ce face. Ok, punem pe skill-urile astea. Așa, nici nu știu dacă avem nevoie de toate. Aș fi putut să pun doar pe astea 4 și eventual ăsta. De stealth chiar nu ai nevoie la level mic. Ok, și da, haideți să vedem. Ok, deci skill-urile astea cred că știți ce fac, deci nu o să vi le mai arăt. Haideți să vedem skill-ul ăsta. Este un fel de Fatal Strike combinat cu ambuscada. După cum vedeți, mi-a consumat și o grămadă de mana. Deci așa arată ambuscada, pentru cei care nu știu. Iar acesta este Fatal Strike-ul. Practic era o combinație între ele două. Mă întreb dacă ăla ar trebui maximizat, având în vedere la cum arăta. Se pare că nu are totuși cel mai mare damage, are 29-30, iar ambuscada are mult mai mare. Până și ăsta, toate au mai mult damage, văd că în afară de cloud-ul ăsta. Însă cred că este foarte bun în duel, pentru că îl dai pe jos pe inamic. La fel și cu skill-ul ăsta, deci ninja-ul are un avantaj practic. Și da, haideți să vedem în continuare. Ok, am vrut să vă arăt chestia asta. Atmosfera este una uluitoare. Nu sunt boți ca pe oficial în chat și după cum vedeți joacă o grămadă de lume, foarte multe shop-uri, aveți de unde să cumpărați iteme și chiar vă recomand serverul și vă aștept pe el. O să încerc și eu să joc cât mai mult
Și de asemenea vreau să vă întreb pe ce regată ați vrea să joc. Eu mă gândeam să mă duc la galbeni, o să fac alt caracter. Numele va fi tot X-Stunter, deci lăsați un comentariu cu ce regat ați vrea să aleg ca să mă joc în continuare. Și da, nu uitați să dați și like la video și vă aștept pe joc să mă adăugați la prieteni dacă vreți să jucați împreună cu mine. Ok. Cam asta a fost cu prezentarea, un clip scurt, doar ca să vă prezint serverul și ca să vă anunț că voi începe o serie cu el. Cum am spus, nu va influența celelalte serii, va fi doar o serie în plus pe care am decis eu să o fac și de care chiar vreau să mă țin pentru că am găsit în sfârșit un server care chiar îmi place și sper să mă susțineți în ceea ce voi face în continuare. Sper că sunteți alături de mine orice aș face și chiar v-aș ruga tare, tare mult să apăsați pe butonul de like. Haideți să vedem și ce ne dă cutia de la level 10. O mânușă a tâlharului și 10 poțiuni de moving. Da, cam atât am avut de spus. Nu uitați să dați și un share dacă v-a plăcut, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja, să dați like și să ne vedem cu bine data viitoare. Bye bye!